Ce ai scos din frigider? Dar tu și acum că este pătrunjel, încât e piața de multă, vara tu dai din ăla congelat? Da, din asta nu este în piață. Da? Din asta nu este în piață. Adică? Pătrunjelul nu se pune așa, pătrunjelul se pune deasupra pe brânză. Dar ăsta e designul meu, eu știu cum îl pun. Te rog frumos să nu strici. Să-ți dă ții feng shui. Îți dau eu ție, că numai un Cristian din ăla te îmbreci. Paul, pe papagal ai pregătit? Prietenilor, filmez cu un din ăsta, cum îi zice, gimbalău, care nu l-am mai folosit de mult. Și vreau să văd acum, numai telefonul ăsta e prea greu pentru el. Nu-l duce pe gimbalău. Feng shui-ul. Are feng shui-uri. Uitați-vă. Ce? Dar nu... Ce dracu tu vrei să mă toxici? Cu pâine, normal că cu pâine. Nu prăji pâinea. Ce pâine? Nu orice pâine se prăjește. Vezi că mi-ai mai pus pâine din aia, i-ai prăjit-o, i-ai gândești că era bolțar. Păi asta așa, uitare. Păi dar nu se prăjește aia. Ce un pic? Nu se prăjește. Nu știu că bolțare mi-ai dat să mănc. Așa de dimineață, oameni buni, uitați-vă. Încet, încet. Ni. Ăsta de acolo e șmecher, ăsta nu și-o dus garajul. E șmecher, nu și-o dus garajul jos. A, uitați, acolo, nici e acolo, voi vedeți și acolo, eu acum văd. Ia uitați-vă. Acolo se canalizare, nu canalizare, tunel. E tunel acolo. Îți dai seama? Că unii băgau ăia și făceau cine știe ce transporturi. Cine știe ce transporta ăia acolo. Ești cu feng shui-urile, ha? Ești cu feng shui-urile. Băieți, duce camera într-o parte, n-are forță să o mențină. E greu telefonul. Ia. Feng shui-uri. Să vedem, tică telefonul jos acum dacă îl țău așa. Nu, n-are cum, dar dacă îl întorc invers, tică. Îl întorc invers, tică. N-o să văd cum e pâinea. Fiți atenți. Ne. Tu... Uitare, tu... Asta așa uitare, Simon. Ce vrei să fac cu ea? Vrei să-ți dau din aia albă? Păi nu că vrei să-mi dai din aia, no. Nu mi-o prăji. Păi nu mi-o prăji. Extraordinar. Vrei să-ți dau din aia albă? Nu mi-o prăji. N-am dinți ca să îi rup în astea. Ni, nu se mai întoarce camera. Se întoarce? Bang, bang, au. Aba, la cât e tata. Unde vrei să merem astăzi? Dăm o tură în jurul blocului. Fii atentă că ce zice aia se întâmplă. Hmm? Pune-le așa în ulei, că trebuie să se ungă. Trei feliuță de pâine? Vrei să-ți dau o palmă peste bustanel? Aruncă pâinea la gunoi. Bravo! Aruncă pâinea la gunoi. Astea-s șmecheriile la noi, în România. Unde e un cercel? Adă cercelul ăla să văd. Adă cercelul ăla să văd. Feng shui. Și mă bagă în ultima cameră ca pe fraieri. Să stinge lumina aici, că uită de lumina. Noi plătim curenț. Mă bagă în ultima cameră ca pe fraieri.
Nu intram la papagal, că nu mă lasă. Uite-te, vezi? Jap, jap. Jap, jap, jap. Ne, muncim la calculatoare. Uitați ce cameră. Liană, am întar pe un din ăla de... Hai, aprinde lumina. Ce e? De ciop de sticlă. Hai, aprinde lumina. Nilei. Muhule. Îl vezi? L-ai luat? Uite. Lasă. L-ai luat. No. Ciop de sticlă. Vrei să mă nenorociți? Tu și eu ți-am zis de aspiratorul mare și aspiră. Tot îl pui pe robotul ăla de 2 lei să aspire. Tu nu vezi și când pui să spele pe jos că ăla mai mult întinde mizeria. Am luat robot, că aspiratorul ăla l-arunc atunci, ocupă loc degeaba. Uite ce cur ai făcut. Dar nu știu eu unde au făcut atâta cur. Să mă rog, eu știu. Ceva se întâmplă. Nu pot să-mi dau seama, dar... Să vedem Feng Shui. Ei. Vă dați seama. Și acolo sunt parfumurile. Nimic nu-i fals. Jur că nimic nu-i fals. Vedeți? Și uite, acolo e tezaurul. Vorba vine. Ce-a mai rămas din tezaur. Că restul e pe paraclina. Trebuie să mă dau pe picioare, acolo surti de la Mane, de la poliție, vedeți? Din ăla pentru țiții, dar nici nu mai folosesc. Și sus, ia. Uite așa, din ăla de aruncat bani. Da. Și acolo mai sus sunt coroanele. Uitați. Avuția, bogăția oameni buni. Vedeți? Și acolo ne uităm de pe geam. Vă pupă, tata.